Dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea la Europa FM, 8:36. Astăzi Luca a pregătit un set greu de întrebări pentru 800 de euro. Bună dimineața, Gabriela. Bună, Gabriela. Bună dimineața, băieți. Nu știu ce are cu tine, Luca. Ți-a pregătit niște întrebări foarte grele. Nu e adevărat. Adică astăzi, dacă mă întreabă cum mă cheam așa de emoționată, stau să mă gândesc. Întrebările, băieți. Cam la nivelul ăsta sunt întrebările de astăzi. De grele. E nici chiar așa, sunt ca de obicei. Nici prea, nici foarte, foarte, Gabriela. De unde ne sunt, Gabriela? Din Petroșani. Petroșani, ce mai e pe la Petroșani pe acolo? Sumbru totul, ca la noi în vale. Plouă tare de dimineață. Și aici plouă, să știi. S-au inundat și străzile de cât a plouat. Acum chiar acolo n-am ajuns. Dar plouă. Și e urât, e întunecat, e rece. Eu m-am încălzit acum de emoții. În sfârșit am reușit, că de dimineață nu mă mai încălzeam. E bine că ești vorbăreață când ai emoții, asta e important. Da. Să știi. Cu ce te ocupi, Gabriela? Sunt jurist. Și acum ești la serviciu sau acasă? Da, acum sunt la serviciu. Mai mulți juriști sau doar tu? Nu, suntem mai mulți juriști, dar în birou sunt doar eu. Mai bine te ducei în birou oralalt, să te mai ajute în caz de... Nu, că mă emoționez și mai tare. Așa sunt eu cu mine însumi și cu... Dar colegii, chiar dacă sunt dincolo, știu că ești la radio în direct? Nu, că n-am avut îndrăzneala să anunț. Așa. Dacă o să zic wow și o să fie wow, o să mă duc să... Îi scot undeva. Acum așa, înțeleg de ce ești singură. Și e mai bine pentru tine așa. Gabriela, ținem pumnii și îți dorim să celebrezi alături de colegi victoria din dimineața asta. Să sperăm că o să fie cu noroc și începem, da? Dumnezeu, da. Hai, fără emoții înainte, multă baftă! Doamne ajută să fie! 100 de euro. Prima întrebare exclusă încurce o doamnă. Dacă ar fi fost un concurent, poate să-i fi pus ceva probleme. Ție nu are cum. Gabriela, spune-ne pentru 100 de euro ce culoare are rubinul. Roșu. Vișeniu, roșu, bordeaux. Na. Se vede că... Nu trebuie să te duci în nuanțe. Suficient. A vrut să ne încurcea pe noi. Da. Câte nuanțe de roșu poți să ne spui, Gabriela? Păi sunt mai mult, adică roșu e doar unul, că acum sunt palete diferite, nu pot să vi le spun pe codul, dar sunt mai multe. Zice ce feluri de roșu știi, că noi știm roșu închis și roșu deschis, fiind băieți. Păi rubiniu. Există și roșu deschis, da, care cred că e roz. Ia spune. Rubiniu. Doar atât? Doar atât. Okay. Nu mă încurcați, vezi că îmi creați așa o stare de emoție care crește progresiv. Cu rubinele ne-am întâlnit doar la ceasuri pe vremuri. Noi nu vrem decât să facem conversație cu tine, poate să mai trec emoțiile. Nu-mi trec. Gabriela, ai 100 de euro, răspunsul e corect. Da. Ce ceas cu rubine? Ceasurile mecanice, dragă. Cu câte rubine? 24 de rubine, maica mea. Era cum era aia, cu mașinile cu 16 pe valve și ceasurile cu câte carate și cu alea. 24 de rubine, da. Bine, Gabriela, ai 100 de euro, dublăm? Da. Bravo, excelent. 200 de euro. Hai vezi ce simplu e. Îți dai seama că Zaf a glumit când a zis că sunt întrebări. Da, bă, nu ești cu glumit și mi-o face acum. Cine știe ce întrebare trântește? Luca le face. Luca le face, da? Împreună cu toți. Eu am un colectiv de... Da. Iar ți-ai lăsat, mă, mustață? Prieteni. Ce? N-am lăsat-o, a crescut. Adică e neglijență, nu fashion. Gabriela, fii atentă. Da. Ai un premiu de 200 de euro în față, pentru care trebuie să ne spui ce țară are limba oficială persana. Iranul. Ești sigură? Cred că da. Că dacă treci de întrebarea asta, poți să mergi lejer până la final. Oare știi tu, Gabriela, că astăzi Iranul debutează la Cupa Mondială? Păi nu știu, că ai noștri nu debutează. Și care debutează nu. Vezi că ai noștri au spulberat Moldova. Pe bune? Pe bune? Am reușit așa performanță. Uite, nu știam. Bine că nu a fost în concurs. I-am prins pe unii mai mici, i-am băgat la colț. 5-0 le-am prins pe unii mai mici, am prins pe frățiorii noștri. Da. Nu mai e bine așa decât cine știe ce pățeam pe la Cupa Mondială. Așa, uite. Tindeam acolo la... Da. Ca să ne întoarcem la jocul nostru de astăzi, putem să spunem că ai dat un răspuns corect. Mulțumesc! Ce bine! Dar să știi că persana este limbă oficială și în Azerbaijan și în Tadjikistan. Păi da, a fost în Mesopotamia. Deci așa, acum nu mă puneți că... Așa, deci am citit atâta despre ei, dar acum sunt... Tută total, pe bune. Nu mai mi-aduc aminte nimic. Ai răspuns corect. Ai răspuns bine. Și da. Adică ăsta era răspunsul așteptat. Iran, nu, am zis așa, ca să fac pe deștept. Da. Am căutat, zic, bă, să nu întreb și pe urmă să mă trezesc că e persana limba oficială în 12 state. Luca s-a documentat două săptămâni ca să facă pe deștept acum 10 secunde. Da. Bine, răspunsul e corect. Ai 200 de euro, în față sunt 400 de euro. Bine, și 800, dar primul pas e la 400. Ați promis că nu sunt grele toate întrebările. Eu zic, după mine nu sunt grele. Dacă ai trecut acum, de asta dacă cu... dacă din anumite domenii, pentru mine sunt grele. Dar haideți că mergem mai departe. Bravo. Te concentrezi și ai să vezi că știi. 400 de euro. Dacă spui că ai citit mult despre Mesopotamia, înseamnă că ești pasionată de istorie, nu? În general îmi place, dar nu orice latură, îmi place istoria veche. Înseamnă că îți place și istoria României. Și istoria României, că ar fi chiar culmea să nu-mi placă și istoria noastră. Și atunci nici cu asta... Dar nu mă întrebați de ani, că... Nu te întreb de ani, că nu avem astfel de întrebări noi la Dublu sau Nimic. Da? Ok. Gabriela, te concentrezi, nu e greu deloc. 400 de euro. Dacă ne spui ce îi era Mircea cel Bătrân lui Vlad Țepeș, ce grad de rudenie era între ei? Păi nu cred că era grad de rudenie lui Mircea cel Bătrân și Vlad Țepeș. Era o diferență. Probabil că pe linia succesorală, nu știu, să fi fost strănepot, adică străbunic. Ce putea să fie? Nu cred. Gabriela, pe tine te-a luat valul și ai uitat că ești într-un concurs. Că ai început să facem conversație. Trebuia să răspunzi în 6 secunde. Și-au trecut? Au trecut. Și te-ai dus. Ai făcut o pledoarie, practic. Da. Da, mă gândeam de la 1300 și la 1400 și trece un timp, totuși. Să mai diluează așa linia succesorală. Dar nu s-a diluat cine știe ce, pentru că Mircea cel Bătrân era bunicul. Da. Bunicul lui Vlad Țepeș. Uite ce trebuia să fiu mai pe fază. Ei, bunicul. Da. Asta e. Uite, mai bine eram concentrat. Da. Păi tu te-ai apucat acum să nu crezi și puteai să zici ceva. Adică acolo, tu acum socru, bunicul, mătușul. Adică am zis până la urmă străbunicul, că nu a fost să fie bunicul. Ai fost aproape, da. Ai zis strănepotul, străbunicul, oricum târziu după cele 6 secunde. Da, trebuia să spui ceva, orice. Eu am tot crezut că spui, de-aia n-am îndrăznit să te îndemn să spui ceva. Deci nu trebuie să fac să vin cu o, eu știu, parte introductivă. Vai, ce... Da, asta e. Oricum, bine măcar că n-ai știut răspunsul corect. Că dacă știai răspunsul corect și îl dădeai în afara timpului, era mai frustrant. Așa ai zis oricum străbunic? Nu, eu mă bucur în mod deosebit că v-am auzit, că am intrat în legătură cu voi, acum câștigul știi cu voi. Îi luam, îi stricam cu... Și să știi că și nouă ne-a făcut mare plăcere și ai fost foarte bună astăzi. Și poate data viitoare să fie cu noroc. Să dea Dumnezeu. O zi frumoasă vă doresc. Felicitări, Gabriela, numai bine. Mulțumim, numai bine. Asta înseamnă că mâine avem... 200 plecare, 1600 final. Întrebări mai grele ca azi? Nu, la fel. E la promoție sau ce? Da. Hai mă că nu sunt nici foarte... E ok. E cum trebuie să fie un concurs. Ok, întrebările, ce? Bine. Mâine întreabă de farsi. În loc de persoană. Cum ar fi? Vrei să întrebi mâine? Mâine întreb ce a făcut Iranul cu Anglia la Cupa Mondială. Întrebi asta? Mă gândesc. Bine, vă așteptăm cu înscrieri pe site-ul nostru pe europafm.ro. Mâine la Dublu sau Nimic avem 1600 de euro. Dublu sau Nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine Deșteptarea la Europa FM.